Salutare, bine ați revenit pe CryptoX, să l-am alături de mine pe Daniel Niță, pentru cine nu știe, dar cred că 90% din voi de pe canalul meu știți pe Daniel. Nu știe din spate. Doar Gigela poate nu știe. O să aveți linkul în descriere oricum și la canalul lui. În caz că nu știți, are peste 40.000 de subscriber, face YouTube de 4 ani și trading de peste 5-6 ani. Deci aveți ce învăța de la el cu siguranță. Eu am pregătit o întrebare foarte importantă pentru Daniel, pentru care voi aveți un interes foarte mare. Ce să facem în acest bear market și mai ales mă interesează ce face Daniel Niță în acest bear market ca să reziste, să nu fie supărat, să nu aibă probleme și să facă și bani. Dacă se poate. Da, corect. Daniel Niță în acest bear market cumpără. Desigur că asta trebuie să faci într-un bear market, dar cu cap. Asta e corect. Cu cap întotdeauna. Bear market-ul reprezintă o oportunitate pentru cei care nu știu asta. Mulți pleacă din investiții în bear market, intră în bull market, văd cum prețul crește, se entuziasmează foarte mult că prețul crește după ce cumpără și anumite monede și apoi prețul se prăbușește și stă în jos și în lateral vreo 2-3 ani de zile și nu le mai arde să mai cumpere în bear market doar când prețul crește, doar ce este dopamina aia. Vezi peste tot pe internet, prețul crește, cumpără acum, ratezi trenul, bla bla bla, cumpără și apoi prețul scade și rămâne acolo 2-3 ani și atunci ei nu mai cumpără, deoarece își văd minus 80%, minus 90%. Foarte important aici, dacă chiar ești minus 80-90%, nu este o problemă, nu ești primul nici ultimul care nu o să pățească treaba asta, până și eu am pățit, până și tu ai pățit asta la început acum mulți ani de zile. Cel mai important lucru după ce am analizat eu este să nu te oprești. Deci că ai cumpărat de toți banii, pe 10.000 de dolari, Bitcoin când era 67.000 sau 50.000 sau tot așa. Acum poți să cumperi mai mult, chiar dacă nu mai ai 10.000, chiar dacă cumperi de 100 de dolari, tot cumperi, să zicem, mai mult la paritate cu cât ar fi 1.000 de dolari. Exact, asta trebuie să înțelegi. Și trebuie să te focusezi, trebuie să te concentrezi foarte mult pe partea asta de monedă. Adică nu pe bani, nu pe dolari, cât ai în dolari, ci cât ai în moneda, deoarece tu, de fapt, ce cumperi, de ce cumperi ăla, numai ca să îmbogățești, nu, ca să ai, deții moneda, asta e important și de asta e important să știi și ce cumperi și ce monedă cumperi, ca nu cumva să, cineva să deține tot supply-ul și apoi să, e important și treaba asta, de aceea e important ca să înțelegi partea de tokenomics, să înțelegi cum merge tokenul, să înțelegi că tu nu investești într-o companie. Tu investești în token, la urma urmei, adică tu nu investești, de exemplu, în XRP, nu, în Ripple, tu investești în XRP, adică în token. Ripple, compania, poate face XYZ și face, nu știu, partnership-ul la XRP-ul dacă nu e folosit de nimeni sau dacă nu îl deține nimeni. Mai ales în bear market. Mai ales în bear market, doar ce în bear market... Cam toate echipele, că multe proiecte centralizate, vând din tokenul respectiv ca să reziste în bear market. De asta Binance momentan stă binișor, deoarece n-au vândut din tokenul respectiv, ce de la Binance n-au vândut. Au și supply chiar bun. Au și supply bun, dar echipa are ceva din token, au zis că nu o să vândă tokenul respectiv, s-au ținut de cuvânt. Dacă echipa nu vinde, presiunea de vânzare nu este, e destul de clar. Exact. Pe Bitcoin știm foarte bine că problema sunt minerii, nu? Cum ar și ies cu același lucru, dar minerii, ei au o presiune destul de mare de vânzare pentru Bitcoin, doar ce se minează Bitcoin, dar știm foarte bine că halvingul vine odată la 4 ani, se înjumătățește acel reward pentru mineri și nu o să mai aibă așa de mare presiune de vânzare și dacă adopția rămâne pe același plan, Bitcoin în mare parte ar trebui să exact. Pe termen lung, deoarece are supply ilimitat față de alte multe monede, chiar și Ethereum care n-au supply ilimitat, au infinit supply dacă e să o luăm așa, nu mai trebuie să înțeleg aceste aspecte. Dar revenind la bear market, asta e important. Țineți ochii pe piață, nu plecați, poate vine o perioadă foarte boring, poate dureze un an de zile în care să nu se întâmple absolut nimic. Investiți cât vă permiteți acum să nu vă impacteze prea mult viața. În bear market e bine să faceți rost de lichiditate cât mai multă, fie că mai faceți un job, fie că mai faceți ceva, fie că vedeți oportunitățile pe care lumea vi le oferă în fiecare zi, dar poate voi nu le vedeți. Știi? Sau poate te gândești că nu mai vreau să fac asta, vreau să am timp liber. Nu, poți să ai timpul ăla liber în 2-3 ani și poți să faci foarte mulți bani până atunci din investițiile pe care le faci. De asta zic că e destul de important să ai lichiditate acum. Dacă nu ai, faci rost de lichiditate cât acum, cât poți. Exact, cât nu faci un mega super efort exact. Nu știu, să-ți afecteze viața. Sau risc foarte mare și poți să investești acum deoarece prețurile vin din ce în ce mai jos. Cu cât crește dobânda, da? De referință. De XOI-ul, dobânda. Da, toate se leagă. Dobânda crește, dolarul crește, dar la un moment dat unde se va
vor duce banii. Sunt trilioane, trebuie să înțeleagă trilioane pe margine acum. Adică trilioane de dolari, așteptând în dolari. Adică în dolari direct, nu mai au investiții, au ieșit-o și stau pe margine. Până în momentul ăla când DXY o să pice inevitabil, deoarece se printează foarte mulți bani și inevitabil valoarea dolarului o să scadă pe termen lung și atunci din nou bogații se reorientează spre asset-uri de risc cum au făcut de fiecare dată. Adică și întotdeauna o să vezi asset-urile astea care au supply limitat ca Bitcoin o să meargă doar în sus. Și Bitcoin este o mare asemănare între Bitcoin și real estate. E casele, terenurile, este supply limitat. De exemplu, în Olanda, aici unde stau, e o mare problemă pe partea de construcții. Nu mai e loc să mai construiască nicio casă. Și îți dai seama că valoarea crește, la fel și Bitcoin. Exact. Nu se printează peste 21 de milioane. De fiecare dată se, cererea crește pentru Bitcoin de la bull market la bull market. Intră țări, intră companii, intră ETF-uri, toți banii ăștia o să se ducă și spre Bitcoin. Că nu au unde să ducă în altă parte decât în Bitcoin, poate ceva acțiuni și real estate. Cam asta e jocul de prin 1971, de când Nixon atunci a venit și a zis că nu mai suntem sub gold standard, standardul aurului, și de atunci inflația a bubuit și prețurile au bubuit. Și nu ne vom întoarce la gold standard. Da, clar că nu are cum. Ok. Următoarea întrebare care se leagă de acest aspect, ce crede Daniel Niță despre un eventual bear market de 5-6 ani, un ciclu delayed, să nu mai vină bull market-ul? Lumea întreabă pe YouTube, unele persoane sunt panicate, unele spun că sunt pregătite să suporte. Momentan, din ce văd eu, nu cred că vom avea un ciclu de bear de 5-6 ani. Adică din ce văd momentan, cred că o să vină recesiunea anul viitor. În Europa 95% plus șanse în momentul de față să vină recesiunea. În SUA poate un 80-70. Depinde ce face Jerome. Momentan se mișcă mai bine Jerome decât se mișcă Lagarde în Europa și asta i-a ajutat destul de mult. Dolarul s-a apreciat, dar nimeni nu vrea un dolar puternic. Din ce văd momentan, nu cred că o să avem acel bear market de peste 5-6 ani momentan. Deoarece inflația e rea, dar nu mi-e frică de inflație, mie personal. Mie nu mi-e frică de inflație, mi-e frică de deflație. Aia o să fie killerul economic și n-aș vrea să ajungem acolo, dar o să ajungem. Dar nu până în 2026-2027, până atunci mai vedem un ciclu, deoarece deja au început printarea de bani în UK. Da. Deja au început. Exact, și n-au altă cale, asta este chestia. N-au ce să facă. Deci dacă se printează bani, sunt mai mulți bani și banii aia se duc în asset-uri, că n-au să se ducă în altă parte. Corect. Și apoi o să ajungem la un moment dat când poate, se vorbește foarte mult despre Great Reset. Că se resetează economia. Da. Probabil asta deja a început deja, asta se vorbea și la conferință. Asta vreau să înțeleg. A început deja, numai că o să dureze destul de mult. Și greu este setul ăla, o să trecem de la banii ăștia fiat, pe care vedem în momentul de față, la un CBDC, care din nou e periculos. Periculos. Și asta de fapt o să fie lupta, ca și dacă ești într-un joc, ajungi la liderul ăla suprem, cam asta ar fi, Bitcoin versus CBDC-ul. Dar mai e până acolo, cred că o să mai avem un ciclu de bull market până în 2026. Vine și halving. Vine și halving, destul, vin și alegerile în 2024, probabil nu va mai fi Biden la putere, va veni altcineva, nu știu dacă o să fie Trump sau nu, sau poate cineva apropiat de Trump, care o să aibă aceeași viziune. Știu foarte bine că Bitcoin s-a apreciat în mandatul lui Trump. Cred că o să le printeze bani mai devreme sau mai târziu, când o să crească șomajul peste 4,4% și când o să declare recesiune. Atunci probabil o să reia din nou printatul de bani, deoarece economia din nou o să fie în cădere și tot așa. Dacă nu aveam corona, am avut atunci șomajul la, cât a fost, 13,8% în Statele Unite și a picat la 3,5%. Adică a picat destul de mult, dar e clar că după ce ai avut un spike de genul ăla, clar că după ce au dat afară și economia s-a redeschis, clar că companiile încep să angajeze din ce în ce mai mult și nu mai găseau oamenii. Știm foarte, aeroporturile, dacă ai mai fost prin Schiphol sau prin multe aeroporturi, nu mai găsesc personal în momentul de față. Deoarece au dat afară și acum nu se mai întorc, că îți dai seama că și-au găsit altceva. De asta șomajul e mic, de asta probabil va mai dura vreo 6 luni, dar după vreo 6 luni, mergând spre 2023, cred că atunci vom vedea adevărata problemă și 2023 va fi anul recesiunii, cel puțin așa îl văd. Eu am discutat așa de acum, din februarie, cred că am discutat despre treaba asta. 2023, recesiune, atunci este momentul zero în care trebuie să fii atent, deoarece după ce se declară recesiune, la 36 luni de zile, cam se reia într-un fel un ciclu de bull. Inițial, asta nu înseamnă că prețul se va duce rachete în sus, o să vezi doar acumulări. Mers în lateral, spike-uri, aneuratate, acumulări și tot așa, și apoi probabil o să vezi din nou ciclul ăla de bull, mergând spre 2024, la final 2025,
în zona respectivă, dar asta e ce mai rămâne până atunci. Corect. Asta e întrebarea. Și dacă nu-ți faci temele până la bull market și n-acumulezi, atunci nu prea mai ai ce face, ai rămas spectator. De ce ai vrea să acumulezi în bull market? În bull market ai vrea totuși să mai vinzi din ce ai Corect, acumulat. Corect, să fii deja pregătit. Exact, să vinzi din ce ai mai acumulat ca să te pregătești din nou pentru ciclul de bear. Cam asta e. Dacă exact. Vrei să joci jocul ăsta pe termen lung și să tot îți crești puterea de cumpărare și valoarea, da? Wealth adevărat, așa faci. Adică te pregătești pentru ciclul ăsta având și ceva lichiditate în spate. Lichiditatea este king, este rege în bear. Și în bull market, cash și trash. Exact. În bull market, cash și trash. Cum a zis Ray Dalio, la cash și trash e pe termen lung. Adică e clar că n-ai vrea să ții dolarul pe termen lung sau lei. Ai văzut? Leu s-a dus la 5.2. Da, peste 5 exact. Lei, un dolar sau exact. Un euro. Exact, exact. Da. Dar nu, e ne un șoc. Pentru cine s-a mai uitat la noi pe YouTube, da. Nu e un Daniel șoc. Daniel a zis cu 2 ani. Da. O analiză. De asemenea, Daniel are o analiză pe macro de o oră. O să vă las link-ul în descriere, deoarece e foarte importantă. Chiar am urmărit o oră, să vedeți părerea lui, să înțelegeți exact ce spune, să vă faceți și părerea voastră. Și chiar și la Bitcoin Conference am aflat multe lucruri, o să mai venim cu videouri, probabil zilele următoare și despre subiecte de acolo. Înainte să încheiem, îți mulțumesc mult că ai acceptat să facem video împreună și să mai pun o întrebare foarte importantă, așa de final. Bitcoin sub 17.700, un lower low? Anul acesta sau la anul? Vedem o capitulare? Cred că nu vedem capitularea anul ăsta. Nu, anul acesta sau la anul? La anul. La anul, dar depinde de macro. Dacă vedem un Black Swan, va veni anul ăsta, dar pregătiți-vă că nu va ține nici 14.000, nici 12.000, nici 10.000. Probabil ne va duce sus 10.000. Dacă vine anul ăsta și nu vine anul viitor, cum? O să fie agresiv. O să fie agresiv. Exact. O să fie agresiv și toate buy-urile alea o să intre și o să te uiți cum prețul se duce sub 10.000 și zici, bă, ce am făcut? Adică o să-l vezi pe la 7.000 și stă acolo o perioadă. Eu să zic gata, s-a terminat papa la revedere. Dacă îl vezi anul viitor capitular, putea veni chiar înapoi în 17.200, adică la range low. Da, adică putea să vezi un raliu spre 28-26.000 și apoi anul viitor să vezi din nou retestare la 17.000 cu dublu bottom și de acolo un baby și nu mai urmează 14.000-12.000 sau poți să vezi 14.000-12.000. Asta e destul de complicat de revizionat, depinde foarte mult ce face price action-ul când retestează 17.200, cred că a fost low sau în range-ul ăla. Da, 17.200. Da, da, deci contează foarte mult. Dacă vezi că vine în zona respectivă și vezi volum de buy, e destul de clar că nu lasă nivelul ăla să pice și ăla e nivelul de acumulare și de low. Și cei care așteaptă 14.000-12.000 o să aștepte 14.000-12.000 și nu o să se întâmple niciodată, cum am așteptat 1.000-2.000 în 2017 și n-ar venit niciodată și low a fost la 3.200 și de la 3.200 s-a dus la 69.000, nu? Da. Cam asta e. Nu, nu așteptați. Nu așteptați. Exact. Dacă calculați. Nu e sfat financiar, dar nu așteptați să cumpărați la un anumit preț dacă nu aveți Bitcoin deloc. Adică începeți ușor, 10% din cât vreți. Niciodată nu așteptați că cineva zicea pe internet, aștept doar nivelul de 14.000. Asta e o greșeală. Așa cum și greșelile astea am mai făcut eu în trecut și nu trebuie să le faceți și voi, că rămâneți pe lângă total. Adică... Exact. Fiți calculați DCA, fiți pregătiți și pentru a intra la 14.000, la 12.000, la 10.000 e o oportunitate mare, dar nu așteptați la modul acela la cum doar 9.000, la 9.000 într-o linie. Sau știu eu exact unde este low, nimeni nu știe exact unde este low, adică ce facem aici. Mulțumesc frumos, Daniel, asta a fost pentru videoul de azi pe YouTube. Sper că v-a plăcut, lăsați un like, ca de și obicei. Și dați un fist bump cu Gigi Lake. Un fist bump cu Gigel, care vrea. E broke și îmbrăcat în tricoul României. Noi rămâne să ne auzim în continuare pe YouTube și nu uitați să îi dați un subscribe și lui Daniel. Mersi frumos!